Astăzi încercăm să descifrăm bărbatul cu ajutorul unor tehnici inedite de citire a chipului. La ce trăsături trebuie să fim atente pentru a vedea care este puterea lui, nevoile lui, dar și gradul de infidelitate. Aflăm multe detalii despre bărbați astăzi, alături de invitata mea, Suada Agachi, psiholog, specialist în tehnici de citire a chipului și analiză facială. Suada, bine ai revenit la noi, mă bucur tare mult să te revăd. Bine te-am regăsit și mă bucur să fiu și eu alături de tine și de telespectatorii tăi. Vorbeam noi aseară despre acest manual de utilizare al bărbatului. Suntem ființe complexe, și femeile și bărbații. Putem decodifica, descifra caracterul unui bărbat în funcție de trăsăturile lui? Cu siguranță depinde ce caută cel care vrea să pătrundă în universul bărbatului sau cea care caută, depinde acum de interes, că asta contează în primul și primul rând. La modul general, să știi despre un om, poți să afli, prin mai multe metode, dar prin tehnicile de citire a chipului poți merge foarte adânc în a vedea cum este structurat omul respectiv, ce fel de potențial are, că asta este foarte important, să știi cam care sunt setările, ca să le numesc așa, ce poți să faci, ce poți să ceri de la omul respectiv. Pentru că astăzi ajungem să cerem de la un om lucruri de care noi avem nevoie, dar nu știm dacă omul respectiv le poate furniza cu toată bunătatea sau bunăvoința acelui bărbat și la un moment dat apare un mare conflict. Și frustrare. Și frustrarea. Și iată că vine tehnica de citire a chipului și măcar reușește să creioneze foarte fin și foarte detaliat, în funcție de momentul în care l-ai surprins, fiindcă chipul este într-o continuă schimbare, ce anume are de oferit acel om. Și există mai multe tehnici, printre care cea mai des utilizată reprezintă, bine, acum e un limbaj, acum pentru telespectatorii care doresc să pătrundă, pot găsi și cartea mea, Tehnici de citire a chipului, pe soada.ro. O am și aici alături de da, mine. Da, eu am și citit-o și este foarte interesantă. Vedea, este unică în România, legat de tehnici de citire a chipului și acolo pot găsi cele 9 tehnici pe care eu le-am dezvoltat. Și una dintre ele, care ajută foarte repede în a creiona, e prin teoria celor 5 elemente din metafizica chinezească. Și acolo se vă discută despre elementele apă, lemn, foc, pământ și metal. Și rog telespectatorii să nu facă confuzia cu zodiile sau cu elementele din zodiac, și anume cu aer, foc, apă și pământ, pentru că aici e o altă abordare. Iar în momentul când vrei, de exemplu, un om sau un genul de bărbat, dacă asta îți dorești, să fie foarte impunător, să fie un om de afaceri, să-și dorească să pătrundă în societate, să crească, să se dezvolte, este genul sau tiparul omului de tip lemn. Acela are trăsături faciale specifice, așa pe scurt creionate, o fălci foarte bine definite, un maxilar foarte bine dezvoltat sau osos, sprâncenele lungi, groase, late, lipsa spațiului dintre sprâncene și ochi, privirea, că aici e foarte important, este extrem de pătrunzătoare, adică, de exemplu, eu mă uit acum la cameră, acel om are tipul de privire foarte pregnant. Simți că intră prin tine până dincolo de cameră, acasă la tine sau e acolo. Și atunci, printre toate acestea, mai apar și tâmplele mai adâncite, cum am spus, cearcănele pot fi maronizi, iar ridul adânc între sprâncene și oasele frunții, aici foarte evidențiat, este un chip de luptător. În momentul când o femeie întâlnește un astfel de bărbat și a identificat aceste trăsături faciale specifice, are o predispoziție majoră în a pătrunde acel bărbat în dinamismul vieții. Plus, pe lângă asta, este și sexual, are nevoie de aventură, nu neapărat cade în infidelitate. Precum se discută în metafizica chineză legat de elementul lemn, și anume că îi trebuie rădăcini și să aibă, să crească un sol fertil, femeia fiind ca și principiu, nu ca și chip, un element al apei, să poată să hrănească și să-i susțină acel vis sau acel proiect. În momentul când un astfel de bărbat nu simte că este susținut, ajunge să cadă, ca să spun așa, în diverse forme, în a căuta de undeva o susținere, fiind genul de om care dorește să ajungă să-și dezvolte în toată splendoarea sa acel potențial. E, dacă cu un astfel de bărbat tu vrei să faci o casă, cum se spune în popor, și vrei să te așezi cu un copil și să-l îngrădești și să-l pui cumva ca un brad de Crăciun în apartament unde el încă este într-un ghiveci și crește, se va simți sufocat. Și aici e foarte important să înțelegi că există și un astfel de tipar care te poate ajuta în acest sens să îți formezi o familie dintre aceea cu
cum se cere în societate, așezată. Așezată și așa mai departe. Și acel tipar este de tip pământ. Acel bărbat are chipul mult mai cărnos, obraji cărnoși, buzele sunt cărnoase, natural, arcada-i cărnoasă. Nu neapărat s-a îngrășat, pentru că poate fi și suplu, dar chipul este încărcat așa cumva cu aspecte cărnoase. Iar acest tip de om este exact static, vrea să aibă familie, casă, masă, comunitate să creeze, adică să intre așa într-o rutină specifică, fără schimbări majore, la fel cum vrea este și elementul multă, pământ. Nu? Dar multă stabilitate, fără schimbări majore, fără cutremure, fără fisuri. Dar uite că trăim într-o lume în care, indiferent cât de mulți specialiști ar veni la tine sau la o doamnă, și ar spune, uite, acest gen de bărbat, de exemplu, cum am dat, de tip lemn, nu poți să-i ceri acestui om să stea acasă, să crească copii neapărat în felul respectiv, ci el își vede de viața lui, totuși rămâne acea chimie, că asta am observat și eu ca și fizionomist în timp, pe care nu o poți exclude. Rămâne acel ceva care te împinge să mergi mai departe, chiar intrând și într-o relație toxică, neînțelegând manualul de utilizare al bărbatului și neînțelegând nevoile lui. Și chiar bărbatul de multe ori vine și spune exact ce vrea, dacă îl întrebi. Funcționează diferit și eu consider că nu ai cum vreodată în această viață, tu ca femeie, să înțelegi cum gândește și cum simte un bărbat, indiferent cât de multe cărți ai citit și indiferent câte metode există, chiar pentru și fizionomia, diferit. Pentru că sunt două lumi diferite și viceversa la fel. Și atunci se nasc foarte multe conflicte, ce vor femeile, ce vor bărbații, cum să te comporți cu un bărbat până la urmă. Dincolo de tehnicile de citire a chipului, eu cum am foarte multe evenimente legate de femei, pentru femei, dar discut foarte mult și despre relații și despre bărbați, pentru că am introdus undeva fizionomia ca utilitate. Nu puteam vorbi despre ea de sine stătătoare fără să o introduc într-o durere a lumii. Și fiind înconjurată de foarte multe experiențe ale oamenilor în relații, divorțuri, separări, iubiri neîmplinite, amanți, amante, infidelitate, am reușit cât de cât să le așez în mintea oamenilor care caută cu adevărat să-și depășească aceste mentalități legate de cum ar trebui, ce ar trebui să faci cu celălalt, fără să-l blameze, să-l judece. Și am observat că femeile astăzi nu știu să se comporte cu un bărbat, cum de altfel și viceversa. Dar ceea ce e dureros și nu știu cât de mulți bărbați sunt dispuși, chiar să facă un efort și să accepte că asta e totul, că astăzi femeia nu mai are nevoie de la un bărbat ce avea nevoie înainte sau mai chiar și în urmă cu 50 de ani. Pentru că marea majoritate a femeilor, că nu spun toate, că încă nu au ajuns toate acolo, își doresc o independență financiară, o independență în carieră. Și atunci un bărbat în zilele noastre se simte cumva inutil. Adică eu cum mă mai simt bărbat dacă tu le ai pe toate? Ce rol mai joc eu în viața ta? Și aici este iarăși o setare, că n-am cum să o numesc, a unui bărbat, că nu știe ce poate el oferi mai mult. Și atunci am zis așa, bun, dacă bărbatul nu are, nu știu, imaginație sau căutare interioară, cum are femeia să se tot frământe, ce să mai fac, mi-am propus să le învăț cât de cât pe femei să ceară exact ce vor. Bun. Pentru a evita acest conflict de putere. Da, pentru că un bărbat chiar își urește. Vreau să-mi spui exact ce vrei. Undeva în el, un bărbat are această nevoie cumva să o vadă pe femeie fericită, ca să dobândească liniștea, că ăsta e scopul, nu neapărat e fericirea ei. Cu toții suntem egoiști, într-un sens, să zic, constructiv. El își dorește liniștea sa ca să poată să dezvolte un proiect, iar ea își dorește afecțiunea și trăirea și intensitatea, că din asta se hrănește o femeie, din ceva intens. Și atunci generează fel și fel de conflicte sau nevoi, îl încarcă pe un bărbat cu diverse aspecte, iar el n-are de unde să le scoate. Ceea ce nu înțeleg astăzi bărbații este în felul următor, că nu trebuie să rezolve fiecare necesitate a unei femei, ci ar fi măcar suficient să le asculte. Dar în bărbat există această chestiune, vreau să se termine odată nevoia ei și vreau să o rezolv și aia, și aia, și aia. Dacă ar fi așa, să structurăm niște așa nevoi, ce ar trebui să nu cerem niciodată unui bărbat, noi ca femei? Să spună la ce se gândește, în primul rând. Pentru că cel mai dureros răspuns poate fi în felul următor, la nimic. Femeia nu știe cum e aia să te gândești la nimic. Chiar un bărbat poate să dea un shutdown la emoții și să nu mai simtă chiar nimic în diverse momente, mai ales când se generează un conflict. Nu mai spun în momentul când pică pe gânduri.
femeia are o imaginație mult mai bogată decât un bărbat. Și face scenarii multe. Și își face multe scenarii. Și atunci, pentru că nu există în marea majoritate a bărbaților, nu spun că toți, acest răspuns imediat, mă gândesc la flori, mă gândesc la... Ei au o natură mai feminină, acei bărbați, au dezvoltată partea yin în ei. În momentul când chiar îți dau un răspuns imediat, m-am gândit să cumpărăm ceva, uite, mă gândeam la mobila aia, așa. Ceilalți au așa o pauză. Pauza respectivă, cu cât se prelungește chiar în secunde, dacă este să calculăm, în mintea femeii se dilată cumva într-o mare... mare problemă. Ceea ce trebuie să înțeleagă cel mai mult o femeie este că acțiunile unui bărbat vorbesc mult mai mult decât ceea ce el spune. Până și bărbații cu care am discutat spun în felul următor, niciodată să nu crezi vorbele unui bărbat. Noi putem vorbi multe, putem spune multe și nu neapărat să păcălim, ci pentru că știm că așa scăpăm cumva de acel moment intens al emoțiilor care s-au încărcat între noi doi. Și ca să spun, ca să pot scăpa, am lansat această declarație sau am spus acest ceva, dar să știi că însă și acțiunea mea vorbește mult mai tare. Faptul că îmi întorc spatele, faptul că nu te mai caut, faptul că am nevoie de singurătate sau din contră vin, te ating, te mângâi și te iau în brațe, spune mult mai multe decât cu însăși cuvântul. În schimb, la femeie, însăși gesturile pot fi înșelătoare, dar când spune o femeie ceva, desori chiar din inimă le spune. Și bărbatul nu vine să creadă. De câte ori ea este nervoasă și agitată și spune eu nu mai pot sau vreau să divorțez sau eu nu mai pot trăi așa, bărbatul nu o ia în serios și asta o face pe ea să nebunească și mai tare. Și vezi, sunt foarte multe lucruri care el nu ia de bună cuvintele ei pentru că în el știe că însăși cuvântul pe care îl rostește în fața unei femei nu are așa de multă greutate sau valabilitate, mai bine spus. Deci ar trebui să înțelegem că noi suntem axate mai mult pe cuvinte și ei pe acțiuni. Adică la ei vorbesc acțiunile și ei știu că însă și un cuvânt este un element al aerului, adică l-am lăsat și am calmat spiritele. Nu în sensul de a fi neserios, până la acolo se poate ajunge, dar pentru a putea calma spiritele. În schimb, femeia când spune un cuvânt, ea de fapt le naște. Ea le generează prin cuvinte pentru că nu-i rămâne alt armă mai eficientă decât de a vorbi și de a spune imediat ceva. De aceea și femeile folosesc mult mai multe cuvinte decât bărbații în decurs de 12 ore sau într-o zi și tot așa. Dar acțiunile unui bărbat, ca asta vreau să subliniez, vor vorbi mult mai sincer decât cuvintele lui. Iar acțiunile unei femei nu vor fi atât de sincere pe cât ceea ce va spune ea. Faptul că iese pe ușa afară nu înseamnă că ea își dorește să plece. Dar un bărbat când a ieșit pe ușa afară chiar și-a dorit să plece. Așa.